ai ajuns la Dinamo? La Dinamo am ajuns prima dată. Vreau să spun că a venit mama, a cunoscut-o, a venit cu un ziar, era ziarul Sportul, da, mi-aduc vremuri, aminte da. Pe vremuri, și undeva pe ultima pagină era, scria mic, se făceau selecție la Victoria București. Și în 88 a venit mama cu ziarul, mi-a zis, zice, uite, nu vrei să mergi să dai și tu o probă, să vezi dacă, eu știu, aici deja jucam, nu mai aveam nicio problemă, toată lumea îmi spunea că pot ajunge undeva mai sus, a zis, hai să vedem, să facem tot posibilul să ajungem undeva mai sus. Am fost, am dat proba, s-a învoit tata săracul de la servici, că să pleca greu atunci de la servici, vreo săptămână cât a durat selecția. Selecția a făcut-o Neaion Moldovan, Neanelu. A venit, adică am ajuns acolo, eu băteam cornere, eu dădeam cu capul, eu băteam auturi și a doua zi mi-a zis că am luat selecția și să vin mai... Să vin la Victoria. Vârsta? Am venit aici. Vârsta? Păi aveam un 88. Ah, 12 ani. 12 ani aveam. Da. Te-ai întors acasă? M-am întors acasă normal. După ce au venit, m-au luat, că era greu atunci, până nu au dat pe mine vreo 3-4 mingi, mi-aduc aminte și un echipament, nu m-au lăsat să plec. Nu m-au lăsat să plec de Dar de nu aici. Era greu drumul să facem fiecare ba zi da. De aici până acolo? Ba da, păi gândește-te că eu plecam de aici din Leordeni până în baza cutezătorii. La baza cutezătorii mergeam aproape zi de zi, făceam aproape 2 ore. Dus, o oră jumătate întors. Dar am învățat traseul, mergeam cu tramvaiul, cu metroul și, bineînțeles, în 90 când... adică a venit Revoluția, a venit Iurus Chirilă, m-a luat de mână din vestiar, a zis, de momentul ăsta mergi cu mine, o să vii să joci la Dinamo. Era tata ca afară, săracul, nu știa pe ce să facă, unde să o luăm. Eram puțin debusolați, dar a zis Iurus Chirilă, a zis atunci că nu, lăsați că mă descurc eu, numai dacă vrea să vină să joace pentru Dinamo. El avea antrenor pe... domnul Sila Elenei, un om extraordinar, m-a ajutat enorm în toată perioada cât am făcut junioratul la Victoria și mi-a zis, zice, ai două variante, rămâi aici sau te duc la Steaua. Și am ieșit afară, vorbeam cu tata săracu, el se gândea mai mult la ale lui, cât să învăță doar ce am învățat traseul și a zis, zice, ce faci, ce vrei să faci tu? Așa te las. Zic, băi, tata, tu ai probleme pe la serviciu. Eu am învățat traseul să ajung la Dinamo, că ne mai antrenam și pe Dinamo din când în când. Eu zic, mai bine să rămân aici. Și am rămas la Dinamo. Și când credeai că le-ai trăit pe toate, ți-au apărut ție problemele. Da. Ai avut da. Hepatită, ai avut incidentul de la pescuit. Câte ori ai văzut moartea cu ochii? Păi vreau să spun că am avut atunci o perioadă foarte grea, 2000-2001, în care am avut cred că de vreo 3 ori momente dintre astea unde puteam să nu mai stăm de vorbă acum. Și pentru că nu știu ce s-a întâmplat în perioada aia, am avut, un moment al vieții, o răscruce în care am văzut foarte multe lucruri. Am învățat enorm de mult din acea perioadă, pentru că să faci tratament cu interferon pentru hepatita. Mi-au descoperit prima dată hepatita. Patrick avea 3-4 ani și îți dai seama, dintr-o dată nu mai mă vedea pe la televizor ce se întâmplă, de ce stau acasă, de ce îmi cade părul, de ce am slăbit așa, din cauza tratamentului pe care îl făceam. Îți dai seama și. Pe mine m-a ajutat foarte mult... m-au ajutat el, mama lui, atunci, pentru că a fost o perioadă, eram și foarte tânăr, aveam și eu oferte, puteam să plec oricând de la... Dar știi cum e, orice durere pe care am avut-o a fost o învățătură de minte, pentru că m-a educat și m-a pregătit pentru viața. Acum văd altfel lucrurile, când treci prin aceste momente dintre astea, parcă te bucuri de fiecare moment pe care l-ai în viață. Da, am
m-am electrocutat când făceam tratamentul pentru hepatită. După aceea am avut, uite așa, la mustață cu mașina, m-am răsturnat, adică am fost pe la curse, iar m-am răsturnat cu mașina, adică sunt chestii dintre astea pe care nu oricine le poate face și poate trece peste ele în viață. Am fost încercat. Da, încercat. Da. Cum a fost copilăria? Frumoasă, mult fotbal, ne bucuram uneori când se lua curentul, că aveam posibilitatea să ieșim în curte să jucăm. Am fost fericit când tata mi-a luat prima pereche de ghete, crampoane, nu cu filet, din acea talpă turnată, și din dorința de a le proteja, să le folosesc doar când o să ajung să joc pe iarbă, mi l-a pus în dulap, tânjam după ele, nu știam cum să vin, uneori l-am păcălit și l-am luat și am jucat cu acele crampoane pe beton. Am fost angajat imediat după ce am terminat liceul ca și miner subteran, am vechime în câmpul muncii ca și miner, eram amenințați de conducătorii clubului, președinte sau directorii de mină care făceau parte din organizarea clubului cu faptul că ne vor trimite în mină dacă nu câștigăm sau uneori când aveam anumite înfrângeri sau jucam slab, spuneau că o să cunoaștem cu adevărat ce înseamnă munca de miner. Am făcut acel curs de arbitri, obligat după aceea să mă lăs de arbitraj din cauza genunchiului și încet m-am lăsat de fotbal și încet încet am început să promovez, am dat examene, am observat că îmi place, am arbitrat în Liga 5-a, în Liga 4-a, în Maramureș, am fugit după mine cu sabia, fost lovit. Ne-au lovit, țin minte, la Bocșa și pe pista stadionului ne-au lovit adversarii, nu doar în teren. Și simțeai că n-ai nicio șansă, dar respectul era, parcă, nu știu, eram învățat să acceptăm aceste lucruri. De ce? Pentru că și noi când jucam acasă, aveau grijă conducătorii clubului nostru să se apropie de arbitri și simțeam că suntem oarecum ajutați. Sabia, asta e cea mai, sabia eram în Liga 4-a. Cea mai grea pe care ai trăit-o? Da, așa. În zona Borșa. Așa. Borșa care fusese înainte în Liga 3-a, dar au retrogradat și au jucat în campionatul județean. Un derby arbitrat acolo, m-au așteptat spectatorii și ne-au urmărit merg până la mașină, am văzut unul cu sabia, am trecut pe lângă el, chiar dacă am fost protejați de oameni de acolo, dar sabia a trecut milimetric pe lângă noi și ne-a urmărit chiar și cu mașina. N-a contat reguli de circulație, viteză, radar. Atunci când am ajuns prima oară în finala Cupei României, primul meu an de arbitraj, chiar dacă nu eram arbitru FIFA, țin minte acel meci Dinamo Rapid, când inclusiv șeful poliției din Maramureș m-a sunat, fiind dinamovist, să-mi spună că a primit ordin de la cabinetul 2 să vină în București la meci. Țin minte hotelul la care am dormit și camera, mă miram cum au aflat de numărul de telefon. Acum, realizând și cunoscând și văzând anumite stenograme, mi-am dat seama că era foarte simplu. Și la îndemână. Și i-am spus, te rog frumos să le transmiți, că singura mea dorință este să nu greșesc, să stea liniștiți și să fie convins că dacă cumva voi greși în favoarea lor sau în defavoarea lui, nu-mi doresc acest lucru și e doar o simplă greșeală. Portar din prima? Da, din prima. Țin minte din clasa doua, treia, aveam puțin nisip acolo în curtea școlii și îmi plăcea de atunci să mă arunc pe jos, bine speriat în cazul părinților, mai ales a mamei care trebuia să le spele sau să-mi cumpere alt training. Dar îmi plăcea în poartă și îmi plăcea sigur să dau și gol, vârf de atac, dar acolo era postul ocupat, așa că am rămas în poartă. Haideți să ne aducem aminte de anul 82 când ați venit la Steaua. Cum a fost? Cine v-a căutat? Era președintele de atunci. Nu, era Ion Alexandrescu. Da. Cum ați făcut? Ați venit? V-ați spus în
mașină și de la Oradea. Nu mai țin minte. Ba, cum să ia ziceți, povestea că e frumoasă. Că, na, noi am întâlnit cu el la Arad prima dată, chiar în fața stadionului, acolo ne-a spus dacă vreau să vin la Steaua, o să mă ajute și pe mine cu 30.000 de lei ca să mă mut, nu știu ce. Nu i-am văzut bani în veci. Deci n-am văzut niciun leu de la Steaua și ne-au cazat la hotelul Haiducului, unde erau apartamente, dar, deci un dormitor și o sufragerie, baie, dar fără bucătărie. Și practic toți jucătorii care au venit atunci în perioada aia din țară, cum a fost și Tătăran și Laurențiu și Pițurcă, Bumbescu, toți stăteam acolo la început. Când v-ați gândit prima dată, în ce fază a competiției în 86, că puteți să câștigați trofeul? A, niciodată. Niciodată. Nu, de ce? Să fiu ipocrit. Nu te-ai gândit. Ai vrut să mergi cât mai departe, să... Nu te-ai gândit. Pentru că mă uiteam zilele trecute pe niște ziare vechi și exact parcursul. Și am zis pentru acei cârcotași care spune n-au jucat echipele englezești, n-au jucat... De fapt, nu puteau să joace echipele englezești decât una. Care cred că era Everton câștigat atunci campionatul. Dar m-am uitat la partidele care erau. Bayern München, Juventus, Torino, Barcelona, Anderlecht, Zenit, Leningrad. Deci, erau campioanele Europei. Despre ce vorbim? E că n-am căzut noi în primul tur cu Bayern München. Sigur că a fost un avantaj. Dar ce echipe au fost atunci, eu zic că performanța asta rămâne unică. Până la finală, care a fost meciul cel mai greu pe care dumneavoastră considerați că l-ați avut? Ma, cel mai greu cred că a fost cu Susi Lahti, la Helsinki, unde era o zăpadă foarte mare, bine, la marginea terenului, că terenul era curățat, erau 30.000 sau 35.000, cred că a fost prima dată și ultima dată când stadionul a fost plin, după deschiderea Jocurilor Olimpice, odată în Finlanda. A fost cea mai urmărită partidă atunci și n-am reușit, n-am făcut un joc foarte bun acolo. Am jucat foarte bine acasă, dar n-am reușit să marcăm, chiar dacă am avut 20 ceva de șuturi, dintre care cred că vreo 18 pe poartă, dar n-am reușit să marcăm și am plecat cu un 0-0 de la București. Iar minutul 82-83 am apărat o minge foarte grea acolo, că dacă în momentul ăla luăm gol, probabil că totul se termina acolo. Și am avut șansa acolo, de ce să nu recunoaștem, și am marcat Pițurcă gol dintr-o carambol acolo de la Bale în Pițurcă și am reușit să câștigăm. Cred că a fost cel mai greu meci. Multe goluri sau ați degajat vreo minge și a intrat în poartă? Primul meu gol a fost când jucam la UTA. A, la UTA. Am dat gol din poartă în poartă la Reșița. Și am învins 3-1 în deplasare atunci. A fost un gol cu ajutorul vântului puțin. Dar al doilea gol l-am dat într-un meci de cupă. Aha. Imediat după ce am câștigat Cupa Campionilor. Pe 23 august prezentam și cupa și jucam cu Progresul București. Și la 2-0 sau 3-0 tot stadionul m-a scandat numele, să aveam primisem un penalti și să marchez. M-am uitat la banca de rezervă la Naimi și Naimi făcea așa, așa, la un moment dat zice, du-te. N-a zis că acum e acum. Și să traversez terenul de-a lungul. În mintea, dar nu mă-ți făceam, bă, dacă te faci de râs acum. Ce s-a întâmplat după Sevilla? A venit accidentarea, perioada grea, nu? A venit o perioadă foarte grea. An de zile au fost o perioadă grea. A venit, s-a descoperit, practic, acel cheac de sânge, pentru că eu l-avusem și înainte de meciul de la Sevilla. Dar spre norocul meu nu l-a descoperit nimeni. Când ajungeam la Sevilla și nu reușeam să apăr acele penaltiuri și astăzi nu făceam niciun interviu, că nu cred că cineva mai îmi lua un interviu. Dar tot rău spre mine. Ce să facem? Așa a fost să fie. A trebuit să renunț la activitatea fotbalistică și sportivă, practic, la 27 de ani. Eu la 18 ani am spus că vreau să joc. Neavând loc la Petrolul de atunci, am plecat la Metalul Europeni în Liga a doua și am jucat un an de zile. După acel an am fost monitorizat și s-a făcut un scouting adevărat și am fost cumpărat de Steaua. Cumpărat
pe situația de atunci, în 89, adică pe un telefon dat de Nicu Ceaușescu, la, prin secretarul comunei, țin minte, prin secretarul orașului. De Valentin Ceaușescu, cred că. Nu, de Nicu. De Nicu, da? De, chiar de Nicu. Uh-huh. Pentru că noi, eu m-am dus, trebuia să intru la, în cadrul armatei. Noi eram, aveam 18 ani și m-am dus la comisariat împreună cu, cu președintele Radu Neselierte și acolo tovarășul colonel avea două bilete de, de drum. Adică să merg la UMS-0237 la Steaua și cu fotbalul sau să mă duc la sortat de cartofi la Târgu Mureș. Aveam de ales. Președintele clubului cu oficialii atunci vreau să mă transfer la Dinamo, nu la Steaua. Bineînțeles că eu când am auzit de sortat de cartofi, am zis vreau la Steaua. Dar președintele a spus să vorbească întâi cu prim secretarul județului, cum era atunci, l-a sunat și a zis dacă nu-l duceți la Steaua, ne omoră Nicușor, că a sunat Nicușor. Și imediat m-au făcut pachet și așa am ajuns la Steaua în 89. Așa. Singurul loc disponibil era între Iovan și Bumbescu. Da. Când m-a pus Tică Danilescu, zice aici, ăsta e locul tău, au început tot vestiarul să râdă și eu nu știam de ce. E, cu timpul mi-am dat seama de ce, pentru că erau doi mucaliți, erau doi băieți extraordinari, dar care mai făceam, deși aveam 72 de kilograme, făceam saună până terminau ei bazinul, pentru că n-aveai voie în bazin decât când ieșeau grei. Dar la vârsta mea, la 18 ani, să te duci să te schimbi într-un vestiar cu Iovan Bumbescu, Lăcătuș, Hagi, toți moștrii sacri, Nae Ungureanu, Silviu Lung, Dumitrescu. Am țin minte să juca ca și acum, tinerii cu bătrânii, cum se spunea, Miuța de la sfârșitul de antrenament. Și eu cu Dan Petrescu, cu Ed Dumitrescu, cu Negreu, cei care eram, da. Și bineînțeles grei în partea da. Cealaltă. Noi conducând, Ilie cu Dan, care aveau mai multe glume cu ei, au început să facă mișto de s-a enervat Nae Ungureanu. Și pe cine a prins? Pe mine, m-a prins cu piciorul pe pământ, întorsă de genunchi, gips, o lună și jumătate, cam așa se jucau așa. Atunci. Așa, aia era intensitatea. Deci n-am văzut până să ajung la Steaua. Ce înseamnă cu adevărat fotbalul la intensitate maximă. După ce am câștigat cupa, mie mi-a expirat contractul. Hai la renegociere contract. Fostul sediu al clubului, generalul Dănescu, Liviu Luca, Radu, Cristache, toată Domnul Bercea, tot. Eu singur, nu aveam impresar, nu aveam nimic. Salariile erau 10-12 mii de dolari atunci pe an. Astea erau salariile. Eu m-am dus, da, vreau un contract anul ăsta, 50.000 de dolari, la anul 60.000, la anul 70.000. Te-a căzut fața. S-a enervat domnul Luca, cu care după care am rămas în foarte bune relații. A pus un ceas pe masă, un cronometru, un pager, un pistol și a spus, mă uit la cronometru, ai un minut să semnezi prelungirea contractului, în condițiile noastre. Eu n-am zis nimic, după vreo 10-15 ori, Radu, domnul președinte, haide mă, Vivi, semnează, că mă, domnul general Dănescu, Vivi, semnează, că ai ieșit un apartament, că poate, ce poate să mă amențeam? Nu, eram instituit de interne. A, nu, de asta, n-am vrut să semnez. A trecut minutul și a luat domnul Luca toate ustensilele, a plecat, echipa a doua, direct. M-au trimis la echipa a doua, ce eram capitanul echipei, m-au trimis la echipa a doua. M-am urcat în tren, fără să fiu plecat de acasă nici o jumătate de minut, m-am urcat în tren și direct la Ploiești. Deci la vârsta aceea, singur, la 13 ani? 17 ani. La 13 ani am început să joc în județ. Deci aveam 16 ani jumate, 17 ani, m-am urcat în tren și am plecat direct la Ploiești. Fără să fiu plecat nici un minut de lângă maică-mea, mergeam doar la sora mea la Oradea. În tren, vorbind ardelenește, cum vorbeam toți aia din compartiment, eu le spuneam deja că mă duc și că o să ajung fotbalist mare și aia râdeau de mine. Și în loc să cobor în gara de Ploiești Vest, eu am crezut că e ca la Oradea, gara mare. M-a dus și m-a dat jos la brazi. Mi-a zis un tip, zice, puștile coboară aici, iei autobuz și te duci dacă ai noroc. M-a dus la Ploiești când am văzut orașul, în centru, chiar în centru, așa. Da. Am întrebat, nu, unde-i, vorbind Ardele, unde-i terenul de... Ce teren, mă, puștile? Unde joacă petrolul? Păi uite, ia așa, așa, și mă duc și intru și mă duc direct pe gazon. Da. Era o neagică, Uda. Bună seara, bună seara, ce faci, puștele aici?
Dar ca o pe nenea Elioana, ce... zice, dar de unde ești tu? Și cum vorbea, și-a dat seama imediat. Zic, păi, de la Vașcău. Unde mă Vașcău ăsta? Păi, pe lângă Oradea, până Ardea. Și ce ai cu Elioana? Păi, eu zic că dacă vreau să mă fac fotbalist, să vin să-l caut. A venit nenea Elioana și când m-a văzut, a zis, cum mă, Sandule, tu? Eu ți-am zis să vii când termin liceul. Păi nu, că n-am mai avut răbdare. Și aveau cantonamentul la Băicoi. M-a luat cu o echipă mare. Numai că eu nu știam cine e Dridea 1, Dridea 2, frații Munteanu și ăștia. N-avea, dacă nu văzusem la televizor, da, niciun meci. Și am stat cu ei în cantonament, atunci am mâncat prima dată ciulama de pui. Prima dată în viața mea, care normal că nu știam ce e. Și m-a dus la București la meciul cu Progresul. Când am văzut Bucureștiul și când am văzut câtă lume pe Republicii, arhiplin stadionul. Au pierdut cu 2-1, stăteam în spatele autobuzului și mă uitam pe geamuri. Am zis, Doamne, dacă n-ajung fotbalist, mai bine mor. Când am început să joc, pe nu te supăra la Ploiești, cred că primeam 40-50 de scrisori pe zi. De la diverse admiratoare, că nu era atunci cu telefoane, cu... Și... și o să spun ceva. Deci eu n-am avut nicio vină, că ele veneau după mine. De exemplu, stăteam cu Iuhas. Veneau acasă, ne uitam la televizor, am ascultat muzică și să zice, aoleu, la ora asta eu nu mai, cum plec eu acasă singură, că eu nu mai ieșeam după, eu eram puși, mă știa tot orașul. Zic, dacă vrei, rămâi și dormi aici. Mă gândeam pentru ce a venit. Da. Ce s-a întâmplat de n-ați ajuns la Mondial? Păi s-a întâmplat că l-am bătut. Că am avut scandal cu securistul la Atene Palace, jos în bar, a ieșit un iureș mare. 69 sau 70? 69, după meciurile astea, da? Înainte de Mexic. Da. Am fost să spăl mașina, când am plecat spre casă, m-am întâlnit cu Pârcălab, zice, cu Ivan, care juca la Craiova, hai bă să mergem jos la bar la Atene Palace, cu Patrichi. Păi, da, mă, mergem. Și când am dus, eram eu, Ivan, Patrichi, Vova, Con. Da. Așa, trebuia să fie și Valentin Ceaușescu, dar n-a mai venit. Pârcălab a spus? Pârcălab n-a mai venit nici el. Și la un moment dat, masa de lângă noi, erau doi tipi care erau în stare de ebrietate. Și la un moment dat, unul a fumat, a strâns pachetul și a vrut să-l arunce și l-a aruncat la Patrick în pahar. Ăsta s-a întors cu spatele, a început să-l înjure. Au început să jure amândoi ca la ușa cortului, se uita lumea la noi. La care eu m-am ridicat și am vrut ca să mă duc la toaletă. Când am trecut pe lângă masa lui, ăla s-a ridicat și el. Și nu știu dacă știi barul de la... Erau două trepte și un hol. Și acolo, în hol, eu îi spun, băi, omule, nu vă mai înjurați ca la ușa cortului, că ne cunoaște lumea. Și se uită, da, m-a înjurat de mama și a vrut să-mi dea cu capul în gură. Și atunci m-am aplicat și i-am dat un pumn. Ospătarii care erau la bar să ia comenzile, a văzut. Da. Au sărit pe el. A venit și Vova, așa, eu am plecat, nici nu mai puteam să mă apropii de el. Și a venit portarul după vreo oră, așa, el sărind toți pe ei, a căzut jos, el a călcat pe picior și a rupt piciorul, dar la proces a zis că din pumnul meu s-a învârtit ca un titiresc și și-a fracturat piciorul. Așa, și ne spune, bă, și eu... îi spun, stați mă liniștiți, bă, că era capitan de securitate, era civil, era clientul lor, venea seară de seară. Primesc citație de la Procuratura Militară. Vin și dau peste procurorul ăsta, care i-am povestit exact cum a fost și zice, nu-i bine să-i bași și pe ceilalți, că intrați la huliganism. Și după nu știu cât timp, primesc citație inculpat. Și au început ziarele și a venit și a început procesul. Poți să crezi că s-a oprit circulația pe Ștefan cel Mare și a ajuns până la Ceaușescu? După meciul cu Farul, lumea a oprit circulația pe Ștefan cel Mare și eu am ieșit din stadion și Sandu Boc în Mexic, era înainte și de campionatul mondial. Nu a putut nici Ceaușescu să intre. Ce pedeapsă ați primit? Doi ani și o lună, stai să vezi, doi ani și o lună, dintre care m-am dus la Poliția Capitalei să mă predau. Și era ministru de interne UNESCO și la etajul 5 la minori mi-a pregătit o cameră, aveam și magnetofon, erau minori acolo, aveam telefon, aveam televizor, aveam magnetofon, la etajul 5 era sala de sport și am stat acolo 5 sau 6 luni de zile. Era tânăr, 23 de ani.
5 sau 6 luni de zile, venea Cornel Dinu, aduna de la băieții de la Dinamo câte 100 de lei la fiecare indemnizație și dădea banii la viitoarea mea soție și veneam fiecare duminică, mi-aducea mâncare, mă urcam sus și făceam plajă și ăștia de polițiștii de jos de la arest, dacă prindeau un hoț care a furat aur sau care îi punea să dea declarație, venea cu declarație, le semnam chipurile ca eu, dar eu n-am stat nicio oră jos în arest. Primii bani câștigați din fotbal, vă aduceți aminte când au fost și ce ați făcut cu ei? Primii bani câștigați din fotbal... Probabil la Reșița, nu? La Reșița, pentru că chiar dacă eram tânăr și aveam 17 ani, eram angajat la aglomerator, așa se numea uzina, aglomerator din Reșița, și eram angajat, aveam garsonieră la 17 ani, atunci nu se ținea cont că ești minor sau... Reșița mi-a oferit toate condițiile. Fiind la echipa națională, mai târziu la tineret, aveam și o indemnizație de 700 de lei, eram angajat la Reșița, aveam și indemnizație, aveam mese gratuite, 3 mese gratuite la un lactobar în Reșița. M-a căutat Steaua, după câte știu eu, a dat și ceva la schimb cu mine, chiar și pe Silea Elenei. Eu am venit să merg să semnez la Neon Alexandrescu și când am coborând din tren, o mașină neagră cu numere galbene, un domn, nu o să-i dau numele că nu este și încă trăiește, și am... Deci am aterizat la Dinamo în loc să știau parcursul meu. Da, probabil că... Securitatea. Da, nu știu, securitatea, că au știut parcursul, că vin de la Reșița să semnesc pentru Steaua și atunci... știau și că am mai făcut niște proștii pe la Reșița, niște bătăi, știau absolut orice și a zis că ar fi bine să semnesc cu Dinamo pentru că, uite, ai făcut aia și eu am zis da și când am plecat de acolo m-am dus și am semnat la Steaua, era un club destul de puternic și el și cred că pentru mine nu s-a iscat un conflict între Steaua și Dinamo și Dinamo a lăsat-o așa cum am gândit eu. Eu m-am dus unde am vrut să joc, de fapt, la Steaua și n-a fost niciun fel de accident. Era cineva din echipa din 86 deja acolo, din care ați câștigat? Pe cine ați găsit Tudorel acolo? Tudorel Stoica, da, și Puiu Ordănescu. Emoții la debutul la Steaua, vă mai aduceți aminte cum a fost? A fost Târgu Mureș, mijlocaș central, dacă nu mă înșel, am ratat singur cu portarul, am făcut 1-1, dacă nu mă înșel, și da, repriza a doua, mijlocaș central. Acasă sau unde plasare? Mi-ar fi plăcut acasă, lume multă, cum era de obicei. Era lume multă și fără să fie performanțele că au venit după. Erați al doilea capitan al Steaua mereu, adică din clipa în care Tudorel a fost suspendat, a știut că veți fi capitanul la Steaua? Da, așa erau atunci, așa era ordinea. Capitanul de echipă era cel mai vechi și cel mai vechi, dar care juca constant. Da. După aceea, sigur că era Tudorel Stoica, după aceea eram eu care iară jucam constant și eram titular. Când am jucat finala, noi eram acomodați cu echipe puternice, adică nu exista diferență și teamă. Cum ați petrecut după meci? Vă mai aduceți aminte? Cu de toate, cu de la Popești de Orden, cu cârnați, cu șampanie, cu bere, cu vin, cu de toate. Era avionul plin cu noi când am fost. O bucurie imensă, până dimineața și în avion, dar așa a rămas surprins când am venit la aeroport și ne-am dat jos. Am ieșit din aeroport și era lume până pe autostradă. Aia a fost așa... Emoționant. Da. Ați participat? Cel mai frumos moment ăla a fost și mi-a rămas așa întipărit. Pentru că atunci am realizat câtă bucurie am făcut oamenilor care iubesc fotbalul. La penaltiură ați fi avut rând să marcați? Am recunoscut că, de ce să nu spun, eu nu eram bun executant de 11 metri, dar în loc să spun că nu bat, am spus că mă supără ligamentul. Da? Deci a vrut să bat și eu, și cum l-a spus și lui Puiu, nici Puiu nu s-a băgat. Cine era al cincelea? Mai țineți minte? Cred că Bărbulescu. Aha. Da.
De ce că mai... Dumnezeu să-l odinească cum era, așa nu mi-era frică că ratează. Am mers în Anglia, am avut posibilitatea, am jucat, ca să zic așa, 50% din meciuri, nu toate meciurile. Am avut șansa să promovez cu Brightonul. Ne-a eliminat Notts County, n-am promovat. În 90, după cum știți, am avut probleme de început de pareză pe piciorul drept. Ce v-a supărat la Steaua de 93, ați plecat la rival, la Rapid? M-am dus la Rapid pentru că ei m-au vrut, pentru că era un proiect destul de sănătos, pentru că m-au plătit mai bine. Am și jucat un an, doi în cupele europene. Da. A venit oferta Timișoara, nu? Sau cum a fost? 2009-2011? Se pare că, să spunem așa, am trezit un interes după câteva meciuri. Doar Timișoara sau au mai fost și alte echipe atunci care au... Se pare că am trezit un interes, nu știu dacă a fost doar Timișoara. La momentul ăla visam, eram naiv și visam că ai vers pe pereți. Domnule Balanci, Dumnezeu să-l ierte, a început să... m-a scos în evidență cumva. Adică a făcut niște comentarii laudative la adresa mea. Probabil asta a fost o... a strânit un pic interes. Și erau mai multe discuții. Sunt convins că erau mai multe discuții. Știu că a fost o discuție foarte avansată cu Dinamo, dar s-a materializat la Timișoara. La Timișoara. 2 ani la Timișoara, în al doilea an... Chiar... E foarte important sezonul ăsta pentru mine, da. Deoarece am debutat în echipa națională. 2008-2009? Da, adică a fost o chestie, probabil n-aș când fi meritat. Când erai la Oțel. Da, probabil n-aș fi meritat. A fost un trial, da, făcut de domnul Pițurcă. Probabil am ieșit în evidență cu, nu știu, cu dorința. Și în al doilea sezon ați terminat pe locul 2, nu? Da, am pierdut la Galați titlul, trei etape înainte. Sigur, trebuie să spunem asta tot timpul. Oțel n-a jucat un meci, deși sunt gălățean. Oțel n-a jucat un meci cu Pandurii. A jucat un meci și la momentul în care au venit și au jucat cu noi, aveau două puncte și aveau și varianta egală. Da. La un punct sau două puncte, da. Noi n-am avut. Da. Și noi prea știam să atacăm așa. De ce la Steaua după aceea? Ce s-a întâmplat? S-a ales s-a spart treaba. Păi la Steaua cred că am mers datorită meciului la echipa națională. Da. Dar Timișoara nu mai... Nu începuse, Timișoara a pierdut, Timișoara nu. Timișoara acum începuse să... Da, din punct de vedere financiar, Timișoara... A început să aibă, da, probleme. Da, a început să aibă mari probleme. N-a primit licența Timișoara. Și în momentul ăla era clar că toți cei care jucasem în prima ligă ne doream să plecăm de acolo. Și te-ai dus la Steaua. Da, a fost un interes de la Vaslui și un interes la Steaua. Vă zic sincer că în momentul ăla nu vreau să merg la Steaua, pentru că treceau pentru o perioadă grea și era expunerea foarte mare. Primul titlu 2012-2013 cu Reghe. Da. Ce ai simțit când ai câștigat? Cred că cel mai emoționant moment, în afară de golul cu Rapid, care clar a fost un moment de referință pentru mine, nu știu cât și pentru ceilalți, a fost Supercupa, imediat de după campionat. Da. Pentru că în momentul când am câștigat campionatul, sigur, am foarte bucuros și am câștigat cu 5 etape înainte de final. Da, așa este. Chiar în seara de înviere, Petrolul a pierdut, mai aveam 5 etape și am devenit matematic campion. Da. Și ad hoc am organizat o petrecere a doua zi la Snagov cu familie. Când ai primit prima dată banderola de capitan, îți aduce aminte? Da, la vreo... lună jumate, după două luni jumate, nici nu știu, undeva între două luni și două luni jumate, a venit Nea Gigi la... ne antrenam la Mogoșoaia, era problema aceea cu Ghencea, a venit, a coborât din mașină, a venit pe teren, a zis, de astăzi Borcea nu e capitan, a trimis un om din staff, din staful administrativ, nu, da, trebuie să-l antrenor. Pe cineva de la magazin, un magazinier, a zis, adu banderola, a luat banderola, mi-a pus-o pe mână, de azi ești capitan. Primul derby Steaua Dinamo, de care ți-aduce aminte? Da, mi le aduc aminte pe toate. Astea mi le aduc aminte pe toate. Da. Erau altele. Primul, Dinamo pe primul loc, cred că 8-10, nu, mai mult, 11 puncte avans, o echipă foarte puternică, jucători foarte cunoscuți.
Noi eram, cred că, pe locul, nici nu știu, 6, 7, 8. Cu Ilestan am jucat în deplasare, în groapă. Da. 1-0 pentru ei, penalti, Marius Nicolae. Și a dat Rusescu două goluri formidabile și a obținut unul extraordinar. Da, da, da. Și al doilea foarte bun, să nu se supere Raul acum că... Al doilea foarte bun. Steaua îți dă niște senzații extrem de complexe. De mândrie și de frică în același timp, de frica de a nu ieșua, știind că puțini au reușit și mulți au ieșuat. Ai revenit la Steaua? Am revenit la Steaua pentru că am avut cu 3 săptămâni înainte o discuție. N-am avut eu, a avut... Da. Ana Maria a avut o discuție cu Nea Gigi să mă întorc pentru eventualitatea meciului cu dublei cu Ludogoreț. Eu eram accidentat, am zis că nu mă întorc, nu aveam un plan să mă întorc, nu vreau să mă întorc. Îmi și doream să vin, pentru că aveam în spate, adică amintirile pe care le aveam de acolo îmi spuneau că va fi wow, va fi la fel. Cred că prima oară, undeva pe la 10 ani, am fost, eu crescând în zona 1 Mai, era foarte aproape de mine Giuleștiu și am fost la probe, să zic, sau la grupa mea de vârstă, la 88, să încerc să mă recruteze la grupa lor de juniori și am fost la un antrenament sau două și am fost refuzat. Asta după ce în prealabil și la Steaua, atunci făceau pe Ghencea. Am fost de asemenea refuzat, deoarece mi s-a spus că na, e mic, nu are șanse, nu are statură, nu are forță, nu are viteză, nu aveam cam multe. Un prieten foarte bun cu care băteam eu mingea, între ghilimele, toată ziua în curtea școlii, Andrei, a văzut într-un ziar că pe Ghencea sunt chiar selecții, deja făcusem 12 ani. Și eu crezând că sunt iarăși pentru Steaua și am fost la selecții din 200 și ceva, am fost printre ultimii 5-6, ceva de genul, și singurul care am continuat de acolo cu antrenorul respectiv care m-a și selectat. Am crescut fără tată de la 7 ani și vă dați seama, a fost destul de greu să crești doar tu cu mama ta. Și da, îmi ocupam timpul cu mingea toată ziua în curtea școlii, cu copiii, nu aveam tabletă, calculator, nici telefon aveam la vremea aceea. Țin minte primul telefon, cred că l-am avut prin clasa 10-11, adică destul de târziu. Ce jucători cu experiență ai găsit atunci la Steaua? Cine erau mai cu vechitate așa? Păi, ei aveau un grup foarte, foarte bun de câțiva ani. În vara aceea am venit doar 2 sau 3 jucători care ne-am integrat, ne-am alăturat grupului și am reușit performanțele acelea. Aveau o echipă foarte bună cu Tătărușanu, Chiricheș, Burceanu, Chipciu, Tănase, foarte, foarte mult, Latovlevici. Erau foarte mulți jucători, Prepeliță, jucători cu experiență care demonstraseră la echipe până să ajungă acolo și doar aveau nevoie de o confirmare, lucru pe care l-au și reușit. Primul trofeu când ai ridicat, ce a însemnat pentru tine, emoție, o realizare, o împlinire? Nu doar pentru mine, pot să spun că pentru toți a fost o nebunie, adică toată emulația pe care au creat-o suporterii în jurul acelui eveniment, pornind de la încălzire, cu coreografia, cu susținerea, din acel an. Îmi aduc aminte că la meciul cu Rapid, când am câștigat 1-0 în minutul 96, s-a depășit recordul de decibeli pe Arena Națională. Ți-a fost greu în Anglia? Da, la început a fost destul de greu, pentru că avea un alt mod de lucru, nu lucram niciodată fizic pe teren, nu lucram parte fizică, totul era cu mingea, erau un alt tip de antrenamente și cereau altceva de la jucători pe postul meu decât ce jucam și ce eram obișnuit să joc în România, iar adversarii erau pe măsură, erau
și la echipele, dacă la noi erau 15-16 și la echipele concurente erau pe măsură. Poveștile că fotbaliștii care joacă în Anglia beau multă bere, reale? Ai avut ieșiri cu ei? A da, fost ceva care te-a șocat? Sau nu, nu știu cum să spun, șocat în sensul celălalt, pentru că în 3 ani cât am stat acolo, în baza de pregătire, în hotel, în autocar, nu s-a băut niciodată bere sau alcool, nu neapărat bere. Deci nu s-a consumat, deși, cum ai spus și tu, poveștile, sunt povești. Cu câți bani ai plecat atunci la America? $100. N-am vrut să iau niciun ban de la mama și i-am spus că o să am o carieră, că o să-mi fac un drum în viață fără banii ei. Care au fost primii bani câștigați? Primii bani câștigați, da. Mi-am deschis un business vending machine, mi-am cumpărat în leasing niște, mi-am luat cu banii de la bancă niște mașini de bomboane. Da. Puneai bomboane și puneai 25 de cenți și luai într-un pumn câteva bomboanele. Și mi-am făcut eu niște calcule, păi dacă dau pe o pungă mare de bomboane un dolar sau $2 și doar de un kil și doar 3 bombonele sunt 25 de cenți, mă îmbogățesc. Și așa s-a întâmplat. Ideea de a deveni manager de fotbaliști, de a deveni conducător de echipe, când ți-a venit prima dată? Sau? Atunci când am venit și am vorbit cu Sică Pușcoci. În 2005, la final, mi-a tot zis, auzi, dacă tot vorbești, că atunci mergeau foarte bine transferurile pe Rusia. Și Sică mi-a zis, zice, auzi, vorbește tu în engleză cu rușii. Și zice, astea sunt detaliile contractului, închide-l tu. Și am zis, ok, păi stai că nu știu despre ce e vorba. Te descurci, ești avocat. De fapt, asta este meseria ta. Să ai grijă de contractele jucătorilor. Și atunci am zis, ok, păi și ce trebuie să fac? Păi trebuie să urci mâine în avion și să te duci cu Iordache la Iaroslav, în Rusia. Și ok, și a zis, hai, că am o grămadă de transferuri de făcut, n-am timp. Și mi-a zis, ăsta-i transferul tău, îl faci tu. Și au fost primii mei bani din impresariat. Mi-am luat viză, m-am urcat în avion, am plecat cu Iordache, am mers la Șinic, Iaroslav, am făcut contractul pe 3 ani, perfect. A fost așa, zic, wow, păi dacă este așa de ușor, eram și frumușică rău pe vremuri, știi? Când mergeam undeva, toți bărbații erau așa, o, dumneavoastră sunteți agent? Da, eu sunt agent și vreau așa, ori ca mine, ori deloc. Și câți au fost primii bani câștigați în fotbal și ce ai făcut cu ei? Păi el a fost primul transfer și am luat pe vremea aia $15,000. Uh-huh. Îți dai seama, știi ce însemnau? Hai de mine, deci așa. Fără număr erau. El a fost comisionul meu și am rămas așa, am zis ok, păi înseamnă că eu devin milionară în timp cumplit de puțin și scurt. Și primii ce am făcut cu ei, am mai strâns ceva și mi-am luat un Jaguar. Nou, frumos. Ca fotbaliștii. Mașină. Da, mașină. Da. Știi că la mine nu contează motorul, la mine contează mașina să fie foarte, foarte frumoasă și să n-aibă nimeni. Cum ți-a venit ideea să conduci cluburi? Buftea, Snagov, Ucluj, Bistrița, Chiajna și acum Sibiu, nu? Da, le-am enumerat bine pe toate? Buftea, Snagov, Cluj, Bistrița, Chiajna, Chiajna și Sibiu. Da, și am avut contract la Rapid. Da? De președinte. Și unde? Ce-ai făcut cu el? Peste noapte l-am rupt. Când peste noapte... Cine era patron? Copos. Cel mai greu de realizat care a fost? Cel mai greu? A lui Denis Man. La Steaua, de la UTA. Pentru că nu-l voia nimeni. Cum nu-l vei? Nu, numai eu și patronul. Nici măcar Laur cu meme nu l-au vrut. Că era mic și nu ei jucau Champions League, aveau altceva. Și cum i-ai convins? Pe Gigi, l-am sunat. Juca barajul UTA și i-am spus, l-am sunat și i-am zis, patrone, te rog, uite-te la copilul ăsta, uite-te la meciul ăsta de baraj. S-a uitat și a zis, ok, eu l-aduc pe ăsta, peste toată lumea. A fost alegerea lui Gigi. Președintele cu care a fost cel mai greu de lucrat, care a fost? În același timp greu, dar funny. Copos și Porumboiu. Da? Da. Pentru că aveam așa ne îndrăgeam unul pe celălalt, dar
Era chestia asta, nu lucrez cu o femeie. Ce să știe fata asta? Vine fata asta să-mi negocieze. Și când am lucrat prima dată la transferul lui Hera de la FC Național la Rapid, și în ziua de azi când mă vede George Copos îmi spune: Doamne, cât te urăsc! Doamne, câți bani mi-ai putut lua! Cel mai mare salariu, 400.000 de dolari pe vremea aia, i-am făcut lui Ovidiu Hera. Deci a fost o nebunie. Eu când am discuție și când semnez contractele cu jucătorii și antrenorii mei, este foarte simplu. Eu trebuie să le cunosc familia, iubite, nu știu, absolut orice. Vorbești cu soțiile, cu iubite, cu logodnice? Cu tot. Dacă cineva greșește din fete, iubite sau neveste, atunci au o problemă reală cu mine. Pentru că jucătorii trebuie să fie foarte relaxați, jucătorii trebuie să fie foarte liniștiți ca să dea randament. Și antrenorii, la fel. Adică am intrat de multe ori în conflict deschis cu iubite, cu neveste de câteva ori și întotdeauna i-am apărat pe ei. Întotdeauna. De asta mi-au reproșat multe iubite și neveste de jucători sau antrenori că nu e fair, nu e ok. Dar de ce? Că eu l-am ajutat până acum. Eu i-am călcat, i-am spălat, i-am făcut copii. Ai început fundaș stângat în prima sau ce jucai la nivelul acela? Nu. Înainte să ajung la Dinamo, înainte, în 89 parcă, înainte de Revoluție, Nea Mircea m-a chemat la... Adică nu că m-a chemat, am fost dus la București. Ordin de la stăpânire. Ordin de la stăpânire, da. Am fost la un antrenament. Am fost la un antrenament la Brașov, da? Și a venit Nea Romică Pașcu, sigur nu știți, Nea Romică. A venit cu mașina, s-a oprit lângă mine și mi-a zis: urcă că plecăm la București. Dar n-ai Romică, eu n-am nimic la mine, nu contează. Urcă-te că e ordin și trebuie să plecăm. Nu vrei să am eu probleme, nu? Și așa am plecat la București și am avut o discuție cu Nea Mircea. Da. Și mi-a zis: uite, îmi place de tine, dar eu n-aș vrea să te folosesc ca și extremă. Cum ai ajuns la Brașov? Care a fost? La Brașov m-a luat, era domnul Dragomir, nemitica. Da. A venit la noi și a zis tatăl meu că Tibi vrem să luăm pe la Brașov și tatăl meu a zis: unde trebuie să semnez, luați-l. Când a venit domnul Dragomir și Nea Romică la noi acasă, atunci, dacă mi-aduc bine aminte, am banii de semnătură sau cum ar fi să plec, era de 25.000 de lei. Dacă vorbim de generația noastră, Hagi ne bătea la orice oră pe reacție de 5 metri. Dar eu cred că pe spațiu un pic mai mare îi era greu. Dar la 5 metri... Cred că Gica era cel mai... Și cine mai era? Lăcă mai avea viteză, și Lăcă avea, da. Bine, erau foarte mulți cu reacția asta și Ilie Dumitrescu când pleca de pe loc. Da. După aceea a apărut și Răducu care prindea spațiu. Da, deci nu aveam. Eu chiar într-adevăr aveam asta de exact ce trebuie la fundaș stânga, fundaș lateral care urcă foarte mult. Dinamo, 90-93. Povestea ne-ai început să ne spui puțin, a fost și prima ofertă, nu? Dacă a fost sarcină direct, nu? Ai început să te remarci, a mai fost și Steaua și... Nu, că avea și, era și Steaua. Și Steaua. Steaua, da. Era și Steaua. Bine, asta era în 89, când timpul Ceaușescu. Da. Timpul comunismului, adică acolo eram obligat, nu puteam să zic nu vin sau nu merg undeva. Da. Adică acolo m-a făcut sergent major parcă și trebuia să mă duc. Dar a venit în timp, a venit Revoluția și am mai stat jumătate de an la Brașov. Uh-huh. Și atunci am avut două opțiuni, Steaua și Dinamo. Dar am ales Dinamo pentru că, și nu zic, chiar din copilărie sunt dinamovi și sunt chiar sunt mândru că am ajuns să joc la Dinamo. Cum erau derbiurile cu Steaua? Fantastic. Era ce așteptai să vină meciul ăla. La oriunde jucam, ori jucam la noi, ori la ei, erau cel puțin 30-35 de mii. Când jucam pe 23 august, jucam Dinamo, juca atunci majoritatea meciului se juca pe 23. Eu cred că am fost pregătiți. Eu cred că cel mai bine din viața mea am fost pregătit pentru campionatul ăsta mondial. Fizic,
tehnic, mental, tactic, mental, din toate punctele de vedere. Ați și nu numai eu cred că nu numai eu, cred că toată echipa a fost cea mai bine pregătită. E adevărat că în canton, înainte meciul cu Columbia, erau poze cu toți fotbaliștii columbieni lipite pe, da, pe, perete. Pe perete și pe și camerele voastre ce, de hotel? Exact, și scris cine ce, ce mănâncă, ce bea, ce, cum joacă, când doarme, da, când tot. Era Salas, știam tot despre Salas, știam tot despre cine ce venea, cum driblează, cum, totul, totul, totul. Tibi, e adevărat că pe foaia cu Asprilia era scris niciun defect? Da, cred că nu mai țin la care. Stângul, dreptul, capul, pieptul, tot, tot, nimic. Viteză, forță, tot. Asprilia nu era aici. Da, adevărul că cum a jucat în anul ăla în Italia, cred că a făcut la Parma, la Parma a făcut un an extraordinar. Cum a fost, cum de-ați reușit să câștigați, cum a fost impactul cu primul meci la nivelul acesta? Sau a jucat eu așa, cred, am jucat nebunește? Totul, și nebunește, dar da, și totul, când am intrat pe teren și sau când am început să jucăm, noi aveam jocul în pac, 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 ea dormea pe toți. Și Columbia, dacă nu avea mingea, era nasol. Mingea era la noi, asta din fericire. Da. Și bine, a venit golul lui Gică, a venit. Atunci eram într-o formă, din păcate n-am oprit cum ne-am oprit, eu cred că meritam mult mai mult acolo. Știi ce vreau? Meciul cu Argentina, iar a format Elveția, America, meciul cu Argentina, încă unul de referință, cu atacanți de mare valoare, nu? Cum ați pregătit meciul acela de a reuși să-l câștigați? Eu cred că deja aveam, deja aveam o încredere în noi fantastic și am zis, da, ei erau atunci, ei erau favoriți. Clar. Vorbesc de Argentina, favoriți, și am zis atunci, cred că și Gică, nu știu, la, parcă la meciul ăsta, aveți încredere în mine că azi vă rezolv eu meciul. Nu știu la care meci a fost dintre, dar cred că a fost asta cu Argentina. Și asta înseamnă să fii lider. Și Dunga a dat o declarație, care a fost capitanul Braziliei, a fost singura echipă de care a fost frică să nu întâlnească, era România, era singura care putea să oprească în drumul către cucerirea titlului mondial. Cred că s-au bucurat că ne-au eliminat suedezii. Da, din păcate acolo, na, asta e viața. Exersați penalti ori? Da, am făcut, am exersați, chiar exersam înainte de meci. Chiar eu știu că Dan și lui Stelea, care Stelea era cam cel mai bun la penalti, da, dădea din 10 din 10. Petrescu. Da, Petrescu. Și înțeleg, da, că și Belu era un și executor. Și Belu dădea bine, da. Dar Dan Petrescu, noi știam că am putea să ajungem la chestia asta și chiar am dat după aproape fiecare antrenament exersam. Asta mi-a mai spus, că o problemă, ne-a țisit tot la top interviu, mi-a spus că cu un minut înainte se termină prelungirile și e lucru confirmat, i-ar fi spus lui Neapuiu să schimbe portarii. Exact ce asta spui și tu, că Stelea da, asta știu, mai bine. Stelea era mai... Da, Pronariu la... n-a mirosit niciuna. Așa? Dar nu mai știu cine urma să bată. Nu știu dacă... Dar o dedici dacă dădea gol? Da. Tu erai, nu? Tu erai numărul 6. Eu eram, da. Al 6-lea. Nu, al 7-lea. Al 7-lea, da. 6-lea era Belu. Belu, da. Când erai mic, aveai idol ca fotbalist din România, de afară, când am început să avem acces și să vedem, da, era vreun jucător, da, care îți plăcea? Da, Adrian Ilie. Adrian Ilie. Adrian Ilie, acum sunt prieten foarte bun cu el și chiar i-am explicat, la un moment dat l-a rugat să-mi dea un tricou, mi-a dat un tricou de la Valencia. Dar ca și stil de fotbalist, Adrian Ilie mi-a plăcut mult și paradoxal că acum stau cu el la cafea, da, vorbesc, e un tip extraordinar și... Mă bucur, pentru că am învățat multe. Discutam aici în cartier unde stăteam eu, aveam prieteni și seara mai stăteam la o glumă și ei știau că îmi place Adrian Ilie. Și la un moment dat le-am spus, băi, o să vedeți că eu la un moment dat o să joc cu el. Și îți dai seama, aveam 16 ani. Zic, o să joc cu el, nu știu cum, dar o să joc, am ambiția asta. Și am apucat la echipa națională să prind câteva selecții cu el. Da, da, pasa lui. Am îndeplinit obiectivul. Le povesteam jucătorilor mei de la Concordia săptămânile trecute, la Rapid în perioada aceea era un vestiar atât de greu și, nu știu, un respect atât de mare din partea noastră jucătorilor tineri, încât când mă schimbam, înceam la proapii, n-aveam loc în vestiar. Mă schimbam pe hol, erau, cum îi spune, era un calorifer și îmi puneam hăinuțele de calorifer, deci pe cuvânt. Și dacă prindeam
un prosop să-mi dea magazinerul, mă bucuram că mă certa și atunci. De ce ne vii cu prosopul de acasă? O poveste pe care poți să ne povestești cu George Copos, pentru că știu că erau negocierile grele. Atunci, la început, în primii ani, erai mic, bănuiesc că contractul a fost... Păi nu știu, cred că am avut 5.000 de dolari pe an. Dar era simpatic, rău, tot, tăia zic, cum... Din pix făcea totul, din pix se tăiase, plus sau minus, spunea George. Dar un om foarte organizat, de altfel. Un om foarte organizat, un om care a ținut rapid în viață atâția ani, care până la urmă mi-a dat și mie șansă, am mâncat o pâine de acolo și nu voi vorbi rău, așa ca și... Amuzant, așa. Da, e și nu e amuzant. Da. Am jucat meciul acela la Anderlecht. Da. La pauză aveam 2-0. Și țin minte că a fost prima dată când un conducător a intrat la pauză peste noi în vestiar. Nu știu ce... Rednic antrenor. Rednic antrenor. Și a început să țipe, să ne certe, că 2-0, că mai, că să fim mai atenți, că nu știu ce. Știi, a pus o presiune, mai mult a iritat atunci. Da, da. A iritat jucătorii, că nu înțelegeam ce se întâmplă, știi? Copenhaga și ratarea participării la turneul final de la Euro 2008, ai plâns la vreunul? Păi la Copenhaga, da, am avut o ocazie importantă, la 2-1. Da. N-ai fost singurul. Singur cu... Au fost multe. Da, da. Și cum e, toate înjurăturile, pentru că mai mă duc și acum pe stadioane, mă mai întâlnesc cu diversi oameni în diferite situații sau în diferite locuri, toată lumea îmi spune de acel moment. Complicat la sfârșitul meciului, în care am fost așa la un pas să izbucnească acolo nervozitate. Era normal în vestiar. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult, echilibru de care a dat dovadă Neapu Iordănescu, în care s-a impus, a avut autoritate și a avut un discurs, a spus să tăcem cu toții din gură, să ne liniștim, să mergem la duș și cum nu mai are rost să mai dăm filmul înapoi și să ne revenim, că nervii nu ajută pe nimeni. Iar dezamăgirea... Neparticiparea la niciun turneu final, nu? Cu o zi înainte de Euro 2008 ai plecat acasă, nu? Da, în 2008, atunci când eram... Cu antrenor, da? Da, eram unul din golgheterii României. Un atacant în formă, nu-mi place să vorbesc despre mine, dar în perioada aia chiar eram bine, mă simțeam bine, alături de Adi Mutu, care avea o perioadă fantastică la Fiorentina. Eu spun că acolo în spatele lui eram și eu. Din păcate, Neapiții a avut alte alegeri. Acum fiind și eu antrenor, încerc să-l înțeleg. Au jucat multul și cu Daniel Nicolae, atunci toate meciurile ce să mă... Da, da. Și Marica a rămas pe bancă și el. Da, el mi-a spus atunci, când m-a chemat și mi-a spus că se renunță la mine, mi-a spus că Marica a jucat mai mult în preliminarii, că îl preferă pe el. Eu am înțeles, mi-am făcut bagajul și am plecat acasă.